Suntem în partea a doua a emisiunii cu cărțile pe față. Aș vrea să încep cu acea împărțire administrativ-teritorială a României. Da. Pentru că se discută, din nou, nu știu dacă se va concretiza ceva, cât timp ar dura, ce ar însemna asta. Este și asta o temă, cum am spus mai înainte, iar se poate roade bine pe tema aceasta. Și poate crea discuții. Și poate crea discuții multiple. Și păreri, și părerea mea este... Oricine își poate da cu părerea, da, legată de această oricine, oricând, împărțire. Despre orice poate să spună. Și mai acoperim alte probleme, care de fapt sunt cu adevărat la nivel de țară. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Da, și noi participăm la jocul acesta. Vorbesc în general, noi participăm, ne place să dăm cu părerea. De altfel, de foarte multe ori, emisiunile n-au niciun conținut științific, ci este o sumă de păreri, nu? De, mă uit și în alte televiziuni naționale. Da. Împărțirea administrativ-teritorială a României durează de mai mult timp. Logica pentru care în momentul de față se zice că trebuie de făcut este pentru mărirea eficientă, mai eficientă a funcționării sistemului birocratic. Și aici politicienii s-au ferit de aceasta. Le place problema, dar se feresc de ea. De ce le place? Fiindcă este o temă de discuție, pot ceva să vorbească la televizor. Dar și aici le-a fost frică și cei care au venit și au făcut ofertele respective, tipurile, mediul economic, comercial. Așa că primele cuvinte, primele idei că e necesar, a fost Camera de Comerț și Industrie a României. Ori, reprezentanții mediului de afaceri. Da, ori nu știu dacă într-o altă țară cei care vor să rezolve probleme dintre astea de modernism și aleg ca să fie Camerele de Comerț. Camerele de Comerț complet altceva. În schimb, e un președinte a Camerei de Comerț foarte iubit de președintele Iohannis și s-a dat și lui o jucărie și vine și filozofează din dreapta și în stânga. Atâta pot să spun că sunt multe variante. În momentul de față, ultima variantă este ca, mă refer acum la Maramureș, să fie județul Crișana-Maramureș, respectiv Bihor, Satul Mare și Maramureș. Atunci când s-a pus problema aceasta, când eram încă în activitate, deci puteam să beneficiez de o seamă de date, mi-am dat seama și am și vorbit că ar fi vreo 10.000 de angajați în Maramureș care ar suferi dacă ar fi această variantă, fiindcă și așa, geografic, când ne uităm, nu cred că capitala să fie aleasă Baia Mare. Ori dacă nu este aleasă Baia Mare, înseamnă că toate acele instituții care sunt de nivel județean nu mai au de ce să fie aici. Și n-au nici putere. Și n-au. Deci aia se desfințează. Nu știu, inspectoratul școlar, direcția sanitară. Toate ar deveni regionale, da? Județi, că atunci toți județe vor fi, așa se vor numi, mai nu, așa nu ar fi. Și la Satul Mare, inspectoratul școlar, cum este acum, și la Maramureș, da. Și la Bihor. Va fi unul. Unde? În capitala de județ. Fiindcă noi nu avem capacitatea. Maramureșul nu este văzut chiar foarte bine la nivel central. Din ce cauză? Nu vă pot spune din ce cauză. Nu vă pot spune. Măcar... Pe parcursul anilor nu s-a făcut iubit Maramureșul și nici Baia Mare nu s-a făcut iubit. Ia uitați-vă din cauza conducătorilor, la din cauza a ce? Păi, sigur că da, conducătorii sunt cei care creează relațiile și feedback-ul care se realizează prin intermediul conducătorilor. Nu știu, datorită... De ce la Oradea, de ce la Bihor se reușește? Pentru că de acolo vin niște exemple clare. Inclusiv actualul primar din Oradea, urmașul lui Bolojan,
și vedem ce face, lucrurile frumoase pe care le face Bolojan la Consiliul Județean acum. Fiindcă Bolojan pe parcursul anilor a reușit să se impune în cadrul Partidului Național Liberal. Eu vă aduceți aminte că a fost la un moment dat și secretarul general al guvernului. Adică a încercat să nu depindă de anumiți factori, sigur, da? Sigur, sigur. Și alții să depindă de el. Sigur, sigur, sigur. Și plus, un mare avantaj a lui Bolojan introdus acolo a fost o gândire foarte economică, în ceea ce foarte economicoasă în ceea ce privește utilizarea fondurilor din pentru angajați, reducerea numărului la strictul necesar. Chiar dacă asta i-ar fi adus, de fapt nici nu i-a adus, că am studiat puțin această situație, pierderea de voturi. Nu a pierdut din voturi. Păi n-a pierdut din voturi, fiindcă lumii, în general, le place când altul suferă. Dar au avut de câștigat orașul și județul. Și județul și orașul, fiindcă el nu s-a bazat așa de mult pe fondurile naționale. El s-a bazat foarte mult prin atragerea fondurilor externe. Și aici care sunt? Sunt problema proiectelor. Noi nu avem în momentul de față, eu vorbesc acum stic de Maramureș pe care îl cunosc, da. Noi nu avem capacitate de a genera, n-am avut, nu știu acum cum este, și nu vreau să supăr pe cineva, n-a fost capacitatea de a genera niște proiecte viabile, fiabile, și sustenabile la nivel național, spre deosebire. Deci noi în permanență ne-am uitat să avem relații foarte bune cu Bucureștiul. Duceam punguța cu ce se duce tradițional și... Fac o paranteză. Recent am discutat cu un jurnalist de investigație din Oradea, care mi-a explicat cum funcționează strategia lui Ilie Bolojan. Mi-a spus că are deja proiecte până în 2027 deja pregătite și în momentul în care apare axa de finanțare, doar le depune și de aceea obține atât de repede fondurile. Am avut foarte multe discuții, adică are o viziune cu primarii pe mai mulți ani din Maramureș și le spuneam în felul următor: măi, voi în spatele vostru, în bibliotecă, dacă aveți bibliotecă, ar trebui să fie înșirate zeci de proiecte. Nu țineți seama că nu sunt finanțări. Finanțările vor veni pe parcurs, dar în clipa în care vine finanțarea... S-ai pregătit proiectul. Ce se întâmplă, de fapt, ce se întâmplă în Oradea. Și în Bihor. Și în Bihor. Deci și tu trebuie să-ți gestionezi. Noi tot timpul ne uităm înspre București, să ne iubească, să nu ne iubească și așa mai departe. Să nu supărăm și mai departe. Nu, nu. Trebuie să supărăm în măsura în care supărarea respectivă este obiectivă, în sensul că nu să jignim, dar să trăim pe propriile picioare. Sper că acum am văzut că este o trupă de tineri, vorbesc la nivelul Maramureșului, sper că ei au venit cu aceste gândiri. Nu acum se învață. Un conducător nu învață acolo unde a venit. El deja este învățat și vine și încearcă să implementeze. Sper că acești tineri, vorbesc și de prefect și de președintele Consiliului Județean, să aibă deja o strategie clarificată, fiindcă începând de anul viitor deja iar încep mișcările și iar le trebuie 3 ani de zile să-și dea seama unde au ajuns. Credeți că ar putea acum să alegerile așa cum doresc? Că sunt discuții pro și contra, nu? Nu. Nu, există tot din rațiuni politice. Tot din rațiuni politice sunt aceste discuții. Într-un tur, în două tururi, trei tururi, patru tururi. Așa cum merge într-un tur, tot te duci în 4 tururi. Nici așa nu pricepe majoritatea oamenilor ce e acolo. Se întâmplă, așa că... Bun, așadar cu această împărțire, mare lucru nu credeți că se va întâmpla? Ar va fi rău pentru Maramureș dacă se întâmplă. Bun, dacă s-ar întâmpla, cam în cât timp am putea vedea o reorganizare? În clipa în care apare legea de nouă lege de împărțire administrativ-teritorială, atunci foarte repede să trece pentru o nouă structură. În schimb și atunci vor fi circuri, cine să fie
șeful inspectoratului școlar, din ce zonă? Liberalii sau... În schimb, tot... Vedeți dusă în practică această împărțire sau nu? Sau doar vă rămâne la stadiul de vorbe? Având în vedere experiența dumneavoastră în administrație. Vorbe. Înțeles. Vorbe. Până apare un alt subiect. Da. Pe de altă parte, ce mai putem spune la ora actuală de problema conflictului din Ucraina? Păi, conflictul din Ucraina este foarte interesant sub aspectul că iar este o împărțire în două, iar este un viitor, sper că război rece, să nu fie viitor război cald. A introdus foarte multe noutăți și aici este o filozofie pe care nu vor să recunoască foarte mulți, spun la televizor, fiindcă și eu m-am inspirat din informațiile pe care le-am văzând alte televiziuni care au comentat acest subiect. Pentru orice obiectiv, ca să fie atins, sunt necesare patru resurse, respectiv resurse umane, resurse materiale, resurse financiare și resurse informaționale. Resursele materiale pentru susținerea războiului s-a rezolvat. Observați, și America și Europa, că vrea, că nu vrea, e obligată să furnizeze armament și tot felul de tehnici de luptă, vorbesc ucrainenilor. Problema este a resurselor umane, fiindcă acolo, practic, Ucraina s-a închis. Și toți cetățenii ucraineni vor, nu vor, ei spun că vor și sunt patrioți deosebiți, sunt închiși acolo și alții îi alimentează cu armament. Până în clipa în care și acolo resursele umane se vor diminua. Deci degeaba se dă armament dacă nu are cine să îl folosească. Și din această cauză se spune în felul următor, în clipa în care nu vor mai fi resurse umane în Ucraina, atunci să vină filozofia privită în strategic, să fie ca țările Uniunii Europene să dea oameni care să lupte pe teritoriul Ucrainei. Deci asta este logica. Iar acum, recent, de vreo o săptămână, două, s-a vorbit la Bruxelles că acele țări care își cumpără armament pentru ca să îl livreze, ucrainenilor, Bruxelles nu-i mai monitorizează sub aspectul îndeplinirii condițiilor acelea, cât din PIB să fie datorie, cât din PIB să alte corelări acolo. Uitați că toată logica, deci tot ce se învață în facultate, în ceea ce privește aceste corelări macroeconomice, nu se mai ține seamă de ele în cazul în care țările respective furnizează resurse materiale pentru Ucraina. E foarte greu în momentul de față să poți să fii logic și practic nici nu poți să fii logic în această mișcare. Noi, de exemplu, nu spunem adevărul în ceea ce privește aportul României. Nu că nu spunem adevărul, nu spunem care e aportul României în războiul din Ucraina. Ori se știe, ucrainienii spun, cu ce îi ajutăm. Sigur că da, știți, și toată treaba aceasta cu războiul. Eu nu știu care mamă dă viață unui băiat ca să-l vadă erou. Eu nu știu. N-am înțeles încă toată treaba aceasta. Eroismul, într-adevăr, vine din suflet. Este o gândire absolut logică. Ceea ce au făcut rușii este condamnabil ce au făcut acolo, fiindcă au pornit un ceva care acum nici ei nu știu cum să iasă din acel ceva. Nu? Dar putea spune cineva cât ar mai dura acest război? Nu.
Nu, și nu se poate. În primul rând, o forță, o țară care deține armament nuclear nu poate să piardă un război. Deci războiul ăla care el să fie perdant, am văzut că sunt deja intenții de acest fel, încât să se pornească ura împotriva lui Putin, ca Rusia să se împartă în mai multe țări. Putin tocmai este, viceversa, gândește să se refacă Uniunea Sovietică. Deci și la ei în interior sunt foarte multe probleme pe care încă nu sunt clarificate. Nu știu cum o să iasă nici rușii din această situație. Iar în ceea ce privește aceste sancțiuni, pachetul 11 în momentul de față, văd că nu are niciun fel de efect. Mai mult suferă țările europene decât suferă Rusia prin aplicarea acestor pachete. Rusia are niște performanțe economice care nu sunt mai slabe decât au fost perioadele anterioare. În schimb, în Europa, datorită dependenței aceste de gaz, fiindcă și aici, pe parcursul anilor, Europa s-a bazat absolut pe gazul și pe petrolul din Rusia, nu? Nu s-a gândit. Acum încearcă să se scuture ca o găină lovită de o mașină și încearcă să fugă dintr-o parte în alta să vadă de unde mai poate aduce. Din moment ce aducem sau se încearcă să se aducă din Africa, când aici, țeava e aici, lângă Da. mine, aici e țeava. Și noi umblăm pe rațiuni politice. Deci nu gândim economic și atunci zicem că performanțele, uitați, drept dovadă în momentul de față ce s-a întâmplat în Statele Unite și ce se întâmplă în momentul de față în lume, se zice că în anul acesta, față de estimările globale, PIB-ul mondial va scădea cu 2%. Și în special pentru zonele, nu China, nu India, nu Brazilia, deci nu țările BRICS-ului, ci țările de aici, din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii. Ori 2% într-o marjă era vorba de 3-4% că va fi creșterea la nivel mondial, anual, creșterea anuală, 2% înseamnă foarte mult. Așa că unii sunt de părere că suntem la limita ca să fie iar o criză economică mondială și pe care noi am trecut odată prin această criză, vorbesc acum strict inclusiv de români și se știe că manifestările sau contrabalansarea crizei sunt dureroase, reduceri de salarii, creșteri de impozite și așa mai departe. Deci, Dar criza societății și a omului, pentru că suntem pe ultimele minute de emisiune și aș vrea să încheiem cu asta. criza societății și a omului, păi, Care sunt problemele actuale? în momentul de față s-a și văzut, în momentul de față, uitați, falimentul Euroinsului, nu? Și aș vrea, fiindcă ziceți că suntem la sfârșitul emisiunii, deja a apărut un cuvânt nou, permacriză. Permacriză este o perioadă, desemnează o perioadă extinsă de instabilitate și insecuritate și față de majoritatea cuvintelor sau cel mai căutat cuvânt în anul trecut, a fost această permacriză, acest cuvânt permacriză. Sunt foarte multe probleme care se vor naște. În momentul de față mi-am notat aici, sunt vreo 5, dacă nu mă înșel, tranziții care se desfășoară și care o să fie remarcate de toată lumea. Este o tranziție în regimul climatic al planetei, o tranziție energetică, o tranziție geopolitică. Așa. Astea sunt cinci. Da.
o tranziție tehnologică și o tranziție demografică. Până acolo s-a ajuns încât aceste tranziții să conducă la faptul că oamenii nu mai doresc să facă copii. Trist. Frica aceasta că aceste tranziții vor și creează o stare de instabilitate. Vedeți că toată lumea se bazează pe teoria lui Malthus, care zicea că populația crește în progresie geometrică și alimentele cresc în proporție aritmetică. Deci va fi o permanentă criză alimentară. Orice care se ocupă cu probleme de statistică și vis-a-vis de ceea ce am spus anterior, se pare că peste câțiva zeci de ani populația planetei va scădea, nu va mai crește. Așa că și problema aceasta deja se manifestă, că vorbeați de criza societății și a omului. Uite că se remarcă în însăși tendința de reproducție. Nu mai doresc. În Cu ceea ce... toate că, interesant, sunt și programe de fertilizare in vitro accesibile acum pentru foarte mulți Sigur, părinți, sigur, sau, mă rog, familii. și sunt state care sunt într-o permanentă criză demografică, nu? La fel și România, Și România trendul este în este criză. Nici în momentul de față, dacă scădere. vorbim de criză demografică, habar n-avem noi câți români sunt, fiindcă așa e împrăștiat în toată lumea, încât pur și simplu atunci când aud un accident, cade un avion, nu se poate ca să nu fie doi români în avionul Da. respectiv. Sau la poduri, accidentele alea în Londra, practic, când au intrat cu mașina pe podurile din Londra și au omorât o grămadă de oameni, și acolo erau vreo 2-3 români printre ei, fiindcă Au noi plecat foarte mulți foarte români. mult. Păi i-am îndemnat să plece, nu? A fost teoria aia generală a lui Băsescu, care îndemna să plece lumea și îndemna să fim toți chelneri și dădea exemplu de deschiderea de an școlar, că uite, eu am fost un elev rău și uite, am ajuns șef de stat. Dar Mulțumesc pentru participare. Așadar, ne așteaptă măcar o perioadă mai bună sau nu neapărat? nu ne așteaptă, nu are cum, fiindcă atât este bulversată lumea, încât nu avem speranțe, nu avem un temei pe care să zicem, uite-te, acolo e bine. Poate că zona aceea Chinei, care în momentul de față va avea un cuvânt major, deci în disputa dreapta-stânga, viitorul partener de luptă a Americii va fi China. Așa că, eventual, acolo văd că și în India merge treaba destul de bine, numai să nu uităm că atât China cât și India sunt țări care dețin armele atomice, deci nu te prea poți juca cu ele. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună, rămâneți cu Plus TV Maramureș.